Bine v-am regăsit, lună nouă în Vărsător. V-am pregătit un mic ritual și v-am pregătit câteva cuvinte despre această lună nouă, care este o lună nouă cu multe revelații, pentru că și revelații și o lună nouă inovatoare, inventivă. Atunci când vorbim vizionare, atunci când vorbim despre Vărsător, desigur, ne gândim la viziune, ne gândim la perspective deosebite, ne gândim la o mulțime de lucruri interesante. Ea are loc pe data de 1 februarie, deci avem această lună nouă pe 1 februarie. Poate că sunt locuri pe acest glob în care luna nouă va avea loc pe 31 ianuarie, dar pentru noi în România aceasta se petrece pe 1 februarie. Mai exact, are loc la ora 7:44 dimineața, deci la ora 7:44, la 8 fără un sfert dimineața, pe data de 1 februarie. Așa cum știm, luna nouă durează vreo 2 zile și jumătate, cât soarele și luna se află în același semn, de data aceasta în Vărsător. Și chiar este o lună nouă inventivă, progresistă, vizionară, pentru că avem și ascendentul momentului tot în Vărsător, soarele și luna în Vărsător și Saturn, așa cum știm, este în Vărsător. Foarte, foarte interesantă această lunație, foarte interesantă această lună nouă, care marchează începutul unui ciclu, unui nou ciclu. În momentul în care avem o lună nouă, privim spre viitor cu speranță, privim spre viitor cu, pur și simplu facem planuri și privim spre viitor cu încredere, speranță, cu gânduri pozitive. Ieșim așa un pic din pătrățică, cum îmi place mie să spun, ieșim cumva din rând, pentru că Vărsătorul asta face, schimbă foarte mult și vine cu o viziune diferită, socializează, dorește să facă lucrurile într-un alt fel, pur și simplu schimbă un pic lucrurile în jurul lui. Dacă de obicei am face lucrurile într-un fel, acest Vărsător vine să aducă o reformă, să restructureze, să reorganizeze și să privim spre viitor, aducând tot felul de planuri noi, diferite. Planuri care să ne scoată cumva din zona de confort, și dar ieșind din zona de confort, de fapt evoluezi. Despre asta este vorba, să ne dezvoltăm și să evoluăm. Aș spune că această lună nouă poate să vă ajute să înțelegeți prietenia, să vă înțelegeți cumva valoarea prietenilor, experiențe diferite legate de prietenie, și cumva se duce foarte mult și pe zona asta de ce fac pentru ceilalți, cum ajut la progresul umanității. Pentru că putem să plantăm ceva idei, să facem anumite schimbări progresiste în viața noastră, dar și pentru ceilalți, pentru că noi nu trăim singuri pe lumea asta, noi trăim cu alții, cu alți oameni. Dar iar Vărsătorul ne amintește: fă ceva pentru tine, dar fă și pentru ceilalți, iar ceea ce faci pentru tine să fie spre binele tuturor. Adică să faci ție un bine, dar prin binele făcut ție să îi ajuți și pe ceilalți. Această lună nouă se aliniază cu Saturn, care, așa cum știm, Saturn vine cu ceva restricții. Noi îl numim procurorul sau karma sau, mă rog, eu îl văd altfel. Îl văd pe cel care aduce disciplina, responsabilitatea, poate și că uneori sunt un pic subiectivă, și fiind guvernată de Saturn, eu nu-l văd ca și cum ar fi restricționat vreodată. Dacă eu am fost responsabilă, disciplinată, am urmat ce și-a dorit acest Saturn, muncă și perseverență și ce mai aveam eu de făcut, m-a recompensat, niciodată nu m-a lăsat deoparte. El vrea să ai răbdare, vrea să fii disciplinat, să fii perseverent și să faci lucrurile corect. În momentul în care faci lucrurile astea, el te, să spunem așa, te recompensează. Iei biletul și treci mai departe, iei bilet, te urci în tren, ceva de genul. Ei, de data aceasta, Saturn, care este aproape de luna nouă, nu a spune că aduce piedici ca voi să vă faceți planuri, ci dimpotrivă,
vă responsabilizează ca planurile voastre să fie cât mai bune, atât pentru voi cât și pentru umanitate. Aș spune că acest Saturn, energia lui vă ajută cumva, este o energie serioasă, o energie pe care unii ar putea să o simtă dură. Saturn își exercită foarte puternic influența și forța lângă această lună nouă, care e puternic influențată de Saturn, cum spuneam. Și, de fapt, cum se întâmplă lucrurile? V-am spus, este perspectiva mea. Voi vă puneți niște idei, vă faceți niște planuri, este lună nouă, încolțesc acolo ideile, le plantăm, iar Saturn ne ajută să ne asumăm responsabilitatea, să le ducem la bun final. Că degeaba mi-am pus eu 15.000 de intenții și vreau să fac aia. Da, vreau să fac aia, dar hai să fac planul clar și apoi să acționez, să transform în realitate lucrurile acestea. Și Saturn cumva ne pune în ipostaza în care să fim în concordanță, să fie o concordanță între ceea ce ne dorim, ceea ce facem ca să îndeplinim ceea ce ne dorim. Să fie o concordanță între ceea ce spunem și ceea ce facem. Contează foarte mult ca comportamentul nostru să fie în concordanță cu ceea ce ne dorim noi. Că dacă eu îmi doresc să mă mărit, eu nu mai îmi doresc că sunt deja, dar dacă eu îmi doresc să mă mărit, trebuie să fiu un feminin ca să mă mărit. Dacă eu îmi doresc să fac carieră nu știu ce, trebuie să învăț să fac carieră nu știu ce, adică nu doar să-mi doresc. Și Saturn asta reamintește, poate să aducă niște lecții și să aducă așa un pic de realitate, ca un duș rece după ce ți-ai pus niște intenții, pur și simplu îți aduce un duș rece ca tu să faci pași clari, pași concreți ca tu să realizezi lucrul acela. Această lună nouă care vine la pachet cu Saturn nu o să se mai întâmple decât la anul, că da, și la anul în februarie, probabil Saturn să fie tot în, va sta tot anul acesta în vărsător. Probabil că va fi și atunci, nu am calculat, că nu calculez de acum pentru peste un an, dar cel puțin la această lună nouă putem să profităm pentru că este ceva benefic. Acest Saturn pe lună nouă, da, poate să aducă ceva dificultăți, poate să-ți fie frică să spui niște idei, să spui niște intenții, să visezi, dar dacă îl folosești în favoarea ta și pur și simplu îl folosești să te ajute să-ți duci la bun final ideile, este cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Te ajută, te responsabilizează, te provoacă, dar te responsabilizează să îți asumi, să spunem așa, să-ți asumi, să-ți bifezi toate obiectivele. Oferă niște lecții, nu spun nu, dar așa creșteți în viață dacă vă asumați anumite lucruri. Priviți aceste provocări ca și cum ar fi niște examene și odată ce ați trecut de ele, viața o să vă dea niște diplome, iar cu acele diplome să faceți mai mult, să fiți mai sus. Această energie vă învață să fiți perseverenți, să vă stabiliți niște intenții cât mai clare și să țintiți drumul, să țintiți către un orizont cât mai larg și să vă puneți pe drumul vostru. Este foarte, foarte important. Saturn, care reprezintă timpul și chiar longevitatea, ne arată că ideile pe care voi le puneți la această lună nouă pot dăinui, adică ce voi vă gândiți pe data de întâi, mă rog, și o zi înainte, o zi după, chiar și câteva zile după zilele acestea, deci aceste obiective pot dăinui și pot fi pe termen lung. Așadar, mare atenție la această lună nouă, pentru că este foarte importantă, este o lună nouă în care voi vă puteți crea un plan pe termen lung, adică plantăm semințe pe termen lung. Aceste lucruri, dacă vă asumați cu adevărat să le transformați, adică noi, toată lumea, acum toată lumea face cercuri de feminitate, de scris intenții, de nu știu ce, e minunate, perfect, țineți-o tot așa. Dar degeaba îmi fac eu nu știu ce carnețel de intenții să-mi scriu dorințele dacă nu fac nimic cu el, adică hai să și acționez. Ideea este că aceste obiective pe care voi vi le treceți la această lună nouă vor trece testul timpului, pot să treacă testul timpului
și să dăinuie și voi să construiți ceva, să construiți, să fie temelia pentru viitorul vostru, să construiți și să vă luați angajamente pe termen lung, adică dacă vrei să ții niște angajamente pe toată viața, dacă vrei să faci ceva pe termen lung și să construiești, să torni temelia aia, pur și simplu la această lună nouă, cu Saturn foarte aproape, puteți să vă puneți intenții pentru toată viața sau pentru o perioadă mai lungă. Desigur că sunt și provocări, dar cu cât examenul este mai mare, cu atât diploma este mai mare și cu atât voi puteți să faceți mai mult, pentru că într-adevăr. Dar vedeți că avem și un Mercur pe acolo care încă mai este retrograd. Mă rog, Mercur este în Capricorn, dar această retrogradare a lui Mercur ne întoarce un pic din drum și ne obligă să ne uităm la anumite lucruri pe care le-am ratat. Te dai înapoi ca să poți să dai înainte. Și este foarte important să înțelegem un pic și această retrogradare a lui Mercur, deoarece în ansamblul acestei luni noi poate să vă ajute să verificați exact, ok, vreau să-mi pun intenții pe termen lung, Saturn mă ajută să le îndeplinesc, vor rezista testului al timpului, în așa fel încât să pot să reușesc pe termen, poate pe toată viața, dar hai să verific încă o dată ce vreau eu cu adevărat. Adică să mai verificăm un pic dacă cu adevărat asta vreau să plantez, că e ca și cum ai planta un nuc, durează destul de mult. Alinierea asta este foarte interesantă pentru că vă ajută să construiți pentru toată viața. Avem o aliniere interesantă și cu Uranus, dar nu e neapărat pozitivă. Ea este interesantă, dar nu e pozitivă, în sensul în care se creează o cuadratură cu luna nouă. Uranus este, în mod tradițional, guvernatorul vărsătorului. Teoretic s-ar înțelege bine cu vărsătorul, dar Uranus este în Taur și nu prea se înțelege bine Taurul cu vărsătorul. Așadar, alinierea asta poate să aducă așa niște limite, niște gânduri limitative, niște convingeri limitative, niște frici, niște, să le spunem așa, obstacole, adică frică, teamă, îndoială, parcă ți-e frică așa să și ceri universului, ca și cum ai un card nelimitat, poți să cumperi multe, dar ți-e frică să-l folosești, că ți-e ție să nu îl pierzi sau ce se întâmplă cu el. Mă rog, această cuadratură aș spune că poate să fie eliminată prin simple întrebări pe care voi vi le puteți spune vouă, cum ar fi ce anume mă blochează, ce anume mă reține, ce anume mi-este frică de succes, cum văd eu succesul, cum văd eu că pot să fac schimbări în viața mea, ce anume mă limitează, care sunt convingerile mele limitative, care sunt îndoielile mele, care sunt convingerile mele limitative și programele mele limitative care mă îndepărtează de setarea unor obiective noi și care mă îndepărtează să accept anumite oportunități care apar în viața mea și cum pot elimina aceste lucruri. De asemenea, vă mai puteți întreba cum pot să-mi extind viziunea asupra vieții, extinderea viziunii asupra vieții. Că poți să ai o viziune, dar ea poate e îngustă, nu e chiar așa de largă. Vărsătorul ăsta vrea ca tu să depășești niște bariere, să ai libertate, să depășești niște bariere. Noi orizonturi și strălucire, o minte, cu o minte limpede, cu mintea clară, cu claritate în interior, în minte și în trup și în suflet, putem să luăm niște decizii foarte bune și puteți să vedeți anumite oportunități și să vă schimbați percepția asupra vieții. Foarte, foarte important lucrul acesta. O lună nouă în vărsător care vă îndeamnă să priviți către viitor, către prieteni, către tot ce înseamnă obiective pe distanță lungă. Asta e șmecheria la această lună nouă în vărsător. Că l-avem acolo pe Saturn și putem să ne punem intenții pentru
o perioadă lungă pentru toată viața. Asta mi se pare foarte bine, dar ce îți cere acel Saturn? Să fii responsabil după ce ți-ai pus. Oportunități de toate tipurile, oportunități prin care vă faceți dorințele să devină realitate și acum este momentul să setați acele intenții, este momentul să setați intenții și este momentul să vă transformați visurile în realitate. Nu știu câți știți dintre voi, dar vărsătorul și casa 11, mă rog, acum nu se întâmplă pe casa 11, dar vărsătorul guvernează casa 11, care e casa comunităților, prietenilor, asocierilor, grupurilor. Voi vă puteți face foarte multe schimbări la nivel de grup. De asemenea, această casă are legătură și cu visurile împlinite și cu o viziune interesantă asupra vieții. Viziune, progres, dezvoltare. Visuri împlinite, vărsătorul are legătură cu viitorul. Vărsătorul chiar este guvernatorul astrologiei, dar astrologia e guvernată de vărsător. Ar fi bine ca astrolog să ai niște planete prin vărsător. Uitați, de exemplu, eu am un Venus în vărsător, dar asta poate merge bine din meseria asta. Mă simt că înfloresc, adică simt că prin viață cu fiecare clip și fiecare muncă pe care o fac în domeniul ăsta al astrologiei. De asemenea, am și lecția de viață în vărsător. Am venit să explorez această zonă astrologiei, dar cu siguranță și voi aveți în harta voastră o parte de vărsător, pentru că avem cu toții câte puțin din fiecare zodie, pe fiecare sector de viață ne manifestăm diferit. E important să vă cunoașteți hărțile, să înțelegeți pe unde aveți aceste luni noi, pentru că acolo veți fi cei mai impactați. Adică dacă ai vărsătorul pe casa banilor, e momentul să te gândești foarte mult financiar, să pui niște intenții financiare. Dacă ai vărsătorul pe casa căsătoriei sau a parteneriatelor, căsătorie, parteneriate, angajamente. Dacă ai vărsătorul pe casa a cincea, poți să faci și un copil sau poți să creezi ceva care să fie asemenea unui copil. Acum depinde care pe unde le aveți și cât vă pricepeți voi la astrologie, dar a spune că dacă nu știți, vărsătorul se ocupă cu viitorul și vă puteți crea un viitor extraordinar. Dați-vă voie să visați cât mai mult, să vizualizați, dar să și vă apucați să faceți ceva, să acționați. Vărsătorul se ocupă și cu visurile mărețe împlinite. Bine, sunt mai multe zodii care se ocupă cu asta, dar printre care și vărsătorul poate să și transforme visurile în realitate. Prietenii sunt foarte importanți. Este zodia prieteniei și zodia umanității. Aduceți progres pentru umanitate. Oportunități de toate tipurile. Această lună nouă vă amintește să aveți mai multă grijă de voi, să vă relaxați și vă ajută cumva să vă îngrijiți mai mult de tot ce are legătură cu domeniul vărsătorului, adică de tot ce înseamnă prieteni. Se deschide un portal și la acest portal este important să lansați așa niște intenții universului legate de umanitate, legate de prieteni, legate de revelații, de a vedea viitorul cu ochi clari, adică ce să fac eu să-mi construiesc un viitor mai bun și, bineînțeles, să observ așa pe o distanță mai lungă ce pot să fac mai bine și cum pot să fac lucrurile mai bine. Contează foarte tare lucrul acesta. Bucurați-vă de această lună nouă, puneți-vă intenții și nu uitați că este foarte, foarte importantă, deoarece puteți să vă transformați viața din toate punctele de vedere. Este un moment cu o energie intensă, un moment în care a spune că veți înțelege ce aveți de făcut și vă permiteți ca visurile voastre cele mai mari să se transforme în realitate, pentru că veți înțelege ce e pentru voi și ce nu e pentru voi, ce să faceți pentru a ajunge acolo, cum puteți să schimbați viața voastră din multe puncte de vedere și energia asta e canalizată în așa fel încât să vă dea și puterea și rezistența să treceți peste toate obstacolele în împlinirea acestor dorințe și visuri și vise și nevoi, că până la urmă poate aveți o nevoie să vă schimbați un pic viitorul. Vă puteți schimba viitorul, acum e momentul să vă puneți aceste intenții a la lung, adică pentru poate toată viața, de ce nu? Poate vă notați acolo un carnețel și faceți ritualul pe care vi-l propun și peste 30 de ani veți da un telefon să-mi spuneți: am făcut acel ritual din anul 2022 despre luna nouă pentru toată viața, mi-am vizualizat eu așa ce o să se întâmple și iată că s-a întâmplat. Ei,
Doamne ajută, trebuie să credeți foarte mult. Haideți să venim la ritual, câteva cuvințele. Ce să faceți voi la acest ritual în care aș spune că se poate deschide așa chakra celui de-al treilea ochi dacă, v-am spus, vărsătorul vede viitorul. Partea de vărsător din noi e acea parte care poate să vadă linii de viitor, să vadă posibilitățile care se pot transforma în realitate în urma acțiunii, categoric. Că eu și în parte văd 7 posibilități ale omului, văd că are niște ingrediente și îi dau niște variante, dar ține de el să acționeze, adică acel Saturn spune, aha, ai văzut 7 variante de viitor, dar hai să vedem ce cale alegi și ce muncești ca să o transformi în realitate. Da, se poate deschide al treilea ochi și chiar putem să discutăm așa un pic despre asta la acest ritual. Ok, partea asta cred că vă place tuturor. Dacă vă place această parte și vă plac aceste clipuri, nu ezitați, dragii mei, să dați și voi un share pe Facebook, să îmi spuneți și părerea voastră, cei care mă urmăriți de foarte mult timp, dacă vă sunt folositoare, dacă vă ajută. Dați un share, m-ar ajuta tare mult pentru că YouTube-ul, nu știu, mi-ascunde clipurile, Facebook-ul, pe Facebook nu apar postările și am nevoie să cresc un pic reach-ul acestor postări pentru că muncesc din greu la ele, nu se fac așa, mă plimb eu prin oraș și mai scriu câte ceva. Chiar muncesc foarte mult la toate clipurile astea și probabil că cei care lucrează cu mine știți lucrul ăsta. Dacă mă urmăriți, mă simpatizați și aveți alte sentimente benefice față de mine și către mine, puteți să dați share, este un lucru mic pe care puteți să-l faceți pentru mine, dacă aceste clipuri v-au ajutat vreodată sau vă ajută. Like, share, subscribe, clopoțelul, puteți să-l apăsați, intrați și pe Facebook, intrați și pe Facebook și pe Instagram și desigur vă aștept cu mare drag și la sesiuni personalizate alături de mine, la cabinet sau prin intermediul telefonului Zoom, WhatsApp, etc. Ne întoarcem la ritual pe care cu toții cu siguranță îl așteptați. La lună nouă ne setăm intenții. Soarele și luna creează această energie frumoasă care este un portal care ne ajută pe noi să lansăm în univers anumite dorințe, intenții, să ne facem planuri. De fapt, despre asta este vorba. Îmi fac planul, îmi dau voie să văd ce aș putea să fac. Păi curățăm în primul rând casa. Să fie curat în casă, ar fi ideal, fără praf, fără, eu știu, altceva, deschidem geamurile, purificăm, aprindem niște bețișoare parfumate, aprindem niște palosanto, tămâie, dacă avem tămâie, e foarte importantă dacă puteți să folosiți palosanto, salvie, nu dați foarte puternic foc la salvie, foarte puțin, deci nu trebuie să afumăm prin casă să tai fumul cu cuțitul, cum se spune. Foarte puțin pentru că este foarte puternică și încercați să dați și prin colțurile casei și pur și simplu să lucrați un pic cu aceste plante, adică cu salvia, cu palosanto sau mă rog cu tămâia, vă vor ajuta foarte mult. Bem și un ceai de salvie. Vă mulțumesc tare mult că ați împânzit în toată lumea acest ritual al meu, pe care l-am început acum mulți ani. Cine lucrează cu mine de 5 ani, că de 5 ani tot fac eu astrograme, nu sunt așa mulți, că nu am 20 de ani în spate de astrograme. Am început în 2014 să studiez și am studiat în continuu, studiez și acum să mă perfecționez, dar astrolog acreditat sunt din 2016. Oricum, mai făceam eu astrograme și înainte de 2016, dar adică mi-am făcut așa baza pe vreo 5-600 de oameni în sensul în care erau prieteni și le-am făcut tuturor prietenilor, rudelor și cunoșteam pe cineva, hai să-ți fac o astrogramă, mai învăț și eu câte ceva. Dar de vreo 5 ani de zile tot dau acest ceai, adică spun clienților mei și au venit la mine persoane care, păi, dar am auzit de ceaiul de salvie, că e foarte bun pentru purificare. Zic, aha, super, bravo, mă bucur tare mult și spuneți și voi, celor care vor să-și echilibreze așa un pic energiile, citiți despre ceaiul de salvie, chiar vă recomand clipul meu despre salvie. Ceaiul de salvie este minunat, adică cel puțin pe mine și multe persoane cărora le-am dat le-au ajutat. Au fost și câteva care mi-au spus, măi, nu rezonez cu el, mă doare capul, stomacul, nu pot, am băut și nu mi-a fost bine, ok, nu-l mai bea.
încercați și voi odată. Beți un ceai de salvie, dacă v-a plăcut, v-a dat o stare de bine, continuați cu el. Deci, bem ceai de salvie, ne purificăm, purificăm casa și, bineînțeles, este important, dacă puteți, faceți și o baie în stare, ar fi bine. Având în vedere că este dimineața, nu neapărat să faceți ritualul dimineață. Îl puteți face pe data de întâi și îl putem face așa la limită și pe data de 2, dar pe data de 2 nu chiar toată ziua. Cam până, ia să vedem, până pe la ce oră? Păi până pe la ora 2, 1, aproape de 1, 12 și jumătate. Deci îl facem pe data de 1, putem chiar și pe 31 seara, dar ideal ar fi să fie luna nouă, că luna nouă este, soarele și luna vor fi împreună în același semn și este tot luna nouă, dar momentul maxim nu este pe data de 31, momentul maxim este pe data de 1 la ora 7 cât era. Deci ținem cont un pic să fie acea lună nouă maxim. Cine se trezește de dimineață, puteți la ora 7-8 dimineața, la 8 fără un sfert, să vă faceți acest mic ritual, cât puteți, o parte din el. Curățarea casei și așa, o faceți și din 31 dacă doriți. Da, le puteți face. Să dai cu un bețișor, să aprinzi o lumânare, să bei un ceai de salvie, nu mi se pare așa un SF, lasezi o rachetă și nu se poate. Se poate dacă doriți. Da, deci cum simțiți voi. Dar ritualul îl facem pe întâi și până pe 2, pe la ora 12 și jumătate ziua. Deci 12 jumate PM. Este foarte important să credeți în astea. Dacă tu vrei să-ți faci o listă cu intenții, e important să crezi în ea, altfel nu. Și avem așa. Luăm o foaie de hârtie, luăm o lumânare pe care o aprindem pentru noi, pentru sufletul nostru și cumva ne facem așa un pic o curățare, ne imaginăm cum suntem scăldați în raze de lumină, în raze de soare, în raze de ploaie vindecătoare aurie sau argintie sau fiecare cum dorește. Pur și simplu aveți nevoie să vă curățați așa. Bine, voi ați făcut oricum cu tămâia, cu ceaiul, cu toate. Și pur și simplu să vă curățați printr-o ploaie cristalină, cu ce vreți voi. Nu o să stăm picior peste picior cum stau eu, o să stați cu spatele drept, chiar mâinile le țineți deschise, da, ca și cum primim. Și începem să respirăm destul de profund, inspirăm și expirăm. Și ne imaginăm că prin fruntea noastră, pe la al treilea ochi, inspirăm o lumină mov, mov, purpurie, movulie așa, da? Adică mov. Acum unii vor spune, movul e nu știu cum, e lila, e, dragii mei, aici fiecare cum vă doriți. Eu când spun mov, așa e pentru mine. Eu când spun mov, mă gândesc la toate nuanțele, mov, indigo, lila. În fine, nu am clar asta noțiunea cu culorile, că poate sunteți pictori pe aici sau eu știu care știți altfel cu culorile. Ne referim la culoarea mov. Haideți să spunem așa cam cum e asta. Da? Deci un mov poate chiar mai închis. Acum fiecare cu ce nuanță vrea, dar orice nuanță de mov vă doriți voi, e ok. Nu facem din asta un caz, dar de care mov? Mai închis, mai deschis, mai indigo, mai lila, mai purpuriu, mai ca așa, când te duci pe zona asta de mov, găsești 15.000 mov să fie. Ceva asemănător cu asta, da? Și ne imaginăm prin respirația noastră că inhalăm această nuanță mov prin al treilea ochi, adică tu respiri și îți imaginezi că prin frunta ta captezi așa această energie mov și te transformi, tu te faci așa un omuleț, omușor mov și ești mov. Movul este culoarea intuiției și este important să ne deschidem al treilea ochi pentru că noi vrem să ne scriem viitorul, nu? Asta vrem să facem cu această lună nouă în Vărsător și cu Saturn care ne ajută să sedimentăm aceste intenții și să le punem pe o perioadă lungă în așa fel încât toată viața noastră să se transforme. Iar pentru asta, pentru a vedea liniile noastre de viitor și ce putem să facem noi mai bine, avem nevoie să ne deschidem al treilea ochi și să inspirăm această energie mov. Când expirăm, puteți să expirați grijile voastre, temerile voastre în privința viitorului, obstacolele pe care voi vi le puneți legate de viitor. Probabil că o să fac la un moment dat și un exercițiu, dar nu
azi, să respirăm, inspirăm împreună și chiar să scriem exercițiul împreună. Dar nu acum, poate pe viitor. Inspirăm puternic, expirăm. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Inspirăm pe nas culoarea asta mov, dar ea se duce prin fruntea noastră. Ne imaginăm că intră prin fruntea noastră, se duce până în tălpile picioarelor și când expirăm, lăsăm să se ducă ce culoare vreți voi, negru, fumuriu, eu știu, gri, toate acele obstacole care ne blochează, toate acele obstacole care ne depărtează și nu ne lasă să ne manifestăm visele, să ne manifestăm potențialul cel mai înalt. Faceți chestia asta cât vă doriți, nu 10 ore, un minut, două, trei, cât simțiți voi că este necesar. Unii poate se vor simți atât de bine făcând exercițiul ăsta și ăsta chiar este un exercițiu foarte bun pentru creșterea intuiției și pentru deblocarea chakrei a șasea. Uite, puteți să vă imaginați tot timpul chestia asta și să vedeți cât de fain o să fie, pentru că vă puteți deschide foarte mult chakra a șasea. Importantă, mai ales dacă vreți să aveți niște abilități extrasenzoriale deosebite sau vreți să vă creați viitorul, că trebuie să și înțelegi ce e pe viitorul tău, ce ți se potrivește, ce nu, ce poți să faci, ce nu. Că eu pot să-mi doresc să zbor, dar poate că nu trebuie să fac asta. Ne aduce și înțelepciune. Ok, lumânarea arde, avem foaie cu noi, pix, și ne scriem acolo cum vrem noi să fie viața noastră pe următorii ani, dar putem să punem un tranzit de 30 de ani, mă rog, nu chiar 30, 29, mă rog, ne referim la tranzitul lui Saturn. Încercați să vă puneți 3 idei pe câte 3 decenii, ce fac următorii 10 ani, ce fac următorii 20, ce fac următorii 30. Aici le aducem pe Saturn împreună cu noi. Saturn are tranzitul lui de 29 de ani, 29 și un pic, mă rog, 29 de ani, împărțiți și voi, spunem 30 ca să fie cifră rotundă și vă gândiți așa cum vreau eu să fie viața mea peste 30 de ani. Dacă ai o vârstă înaintată, ai 70 de ani, Doamne ajută să te prindă 100, chiar mi-aș dori să spui, uite Andreea, am făcut acel ritual, aveam 70 de ani, acum am 100, mulțumesc că l-am făcut. Doamne ajută să trăiască toată lumea în pace, mult și bine. Dar puneți-vă niște intenții pe o perioadă mai lungă, scrieți-le, dar idei mai clare, adică 10 ani, vreau să mă căsătoresc, 20, să am o casă, să-mi plătesc creditul ăla pe 30 de ani, să-l plătesc în 20, peste 30 de ani, să mă pensionez timpuriu și să am bani din venituri pasive mult mai repede. Adică dacă tu ai 30 de ani, să zici, peste 30 de ani vreau să stau cu nepoții în Caraibe, nu mai vreau să mai muncesc la 60 de ani. Chestii de genul acesta. Și bineînțeles, asta să fie o chestie mai mare, pe carnețelul vostru de vise și visuri și intenții. Și bineînțeles, dacă aveți timp, puteți să vă faceți, să vă scrieți niște intenții mai mărunte. Dar eu aș vrea ca voi să vă deschideți intuiția și să vedeți o variantă de viață în care voi faceți niște lucruri foarte faine, măreți. Mai avem nevoie de o hârtie pe care să scrieți cum vedeți voi partea asta legată de prieteni. Ce fel de prieteni sunteți voi și cum vreți voi să fiți? Ce fel de prieteni vreți voi să fiți pentru ceilalți? Și prietenii, felul de prieteni pe care vreți voi să-l atrageți. Și puteți să numiți acolo 3 prieteni cărora să le mulțumiți, să fiți recunoscători. Să le scrieți 3 cuvinte. Mulțumesc, geluțule, că ai fost alături de mine când m-a bătut nevasta. Mulțumesc, geluțo, că ai fost alături de mine când a rămas fără job și uite, tu mi-ai dat bani să plătesc chiria. Nu știu. Mulțumiți-le, fiți recunoscători la minim 3 prieteni. Dacă vreți și aveți așa curaj, mulțumiți-le lor. Uite, vreau să fiu recunoscător, te invit la o cafea, mulțumesc că, da, o faceți în următoarea perioadă. Vă propuneți ca anul ăsta să faceți chestia asta, să fiți recunoscători prietenilor voștri și scrieți pe hârtia aia genul de prieten care vreți voi să fiți, cum ați vrea voi, măi, vreau să fiu genul ăla de prieten, săritor, înțelegător, să nu mai judec, să nu mai critic. Ce fel de prieten vrei tu să fii? Ce fel de om vrei să fii tu în societate și cum să ajuți tu societatea? Și apoi,
tipul de prieten pe care tu îl vrei. Că dacă tu o să fii un om bun, normal că îți doresc să ai la rândul tău persoane asemănătoare, logic, nu o să fie altfel, e normal și firesc. Foarte, foarte important lucrul acesta. Scrieți acolo prietenilor, mulțumiți, și ar mai fi o temă. Cum pot să ajut? Asta e o întrebare. Și după ce v-ați deschis voi acolo, v-ați încărcat cu energie mov, purpurie, movulie, lila, vă mai puneți această întrebare. Cum pot să ajut în următorii ani din viața mea la progresul umanității? Că nu suntem singuri aici pe pământ, pe vârf de munte, este important să creștem cu toți. Și asta e o întrebare deschisă la care să vă scrieți voi acolo, azi când faceți sau în ziua în care faceți ritualul, sau la care să vă răspundeți în timp. Cum ajut la progresul umanității? Ce fel de prieten vreau să fiu? Ce fel de prieten vreau să atrag? Și scrie acolo prietenii pe care vrei să-i atragi. Și puteți să vă puneți și dacă aveți nevoie să faceți curățenie printre prietenii voștri. Dacă prietenii voștri nu sunt așa cum vreți voi să fiți voi, și că dacă tu spui acolo că vrei să fii bun, dar atragi prieteni care nu sunt așa, mai vezi cum ești tu ca prieten, că poate ai mai greșit și tu. Ce pot să fac să ajut la progresul umanității? Să vă fie de folos și sper să ajut și eu la progresul vostru prin aceste clipuri. O lună nouă magică!